Administratorii de bloc din municipiul Deva care nu dețin certificatul de calificare profesională obligatoriu de la 1 ianuarie 2022 îl pot obține gratuit prin Camera de Comerț și Industria județului Hunedoara, care organizează cursul de calificare administrator de condominii. Conform legii asociațiilor de proprietari, persoanele care nu dețin un certificat de calificare profesională nu mai pot ocupa funcția de administrator de condominii. Potrivit evidențelor Direcției de Asistență Socială, peste 40 de administratori de asociații de proprietari din municipiu nu dețin la acest moment certificatul de calificare profesională. Aceștia administrează activitatea a aproximativ 80 de asociații de proprietari din totalul celor peste 400 care funcționează în oraș, iar neintrarea în legalitate înseamnă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. În prezent, în municipiu, activează aproximativ 50 de administratori de condominii care nu au un atestat valabil. Recomandăm tuturor administratorilor să respecte legea și să urmeze aceste cursuri de calificare profesională pentru a evita eventualele somații și amenzi ulterioare. Înscrierile la curs se desfășoară în perioada 8-14 februarie, între orele 9 și 15, la sediul Camerei de Comerț și Industrie din Deva, situat vis-a-vis de Biblioteca Județeană. Sunt disponibile 26 de locuri, iar la aceste cursuri, care se desfășoară online și au o durată de 720 de ore, pot participa persoane care au un loc de muncă și nu au împlinit vârsta de 65 de ani. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0737 505 448 sau de la sediul Camerei de Comerț și Industria Județului Hunedoara.